Matematicianul Cristian Calude spune că alegerile matematicianului nu sunt nici pur matematice, nici pur raționale. Care este secretul reușitei pentru matematicianul care vede matematica ca pe o artă? Greu de spus. Are, sigur, că are dreptate aproape în tot ce spune dânsul acolo. Am să vă răspund cumva altfel. Dacă am ști dinainte ce cale trebuie să urmăm, n-ar mai exista nici matematica, fiindcă ar fi fost făcută de mult. Și atunci aici e clar că matematica și știința în general se învecinează cu arta. Deci nu poți să ai metode de a descoperi tot. Sunt metode parțiale. Sunt metodele prin analogie. Ai văzut niște probleme, parcă seamănă ale tale cu acelea, sau știu, și acum și în artă, știți că există școli, da? Deci așa și la matematică există școli. În afară de asta, aici, exact ca și în artă, intervine imaginația. Și imaginația aici e legată foarte mult de geometrie, dar există imaginație și în toate celelalte domenii ale matematicii. Însă, eu care sunt geometru, sigur că o să trag spuza pe turta mea, spun că geometria este un subdomeniu esențial în matematică, deoarece îți oferă acea intuiție necesară în toate domeniile, subdomeniile de matematică. Și nu trebuie înțeles că e o intuiție de asta chiar așa obișnuită, geometrică. Că lucrez cu spații complicate în matematică, poate o să discutăm dacă va fi timp și de ce trebuie să lucrez cu astfel de spații complicate. Apare că în realitatea imediată nu există așa ceva, în realitate există. Sigur că se aseamănă cu arta, trebuie să ai imaginație, trebuie cumva să vezi niște legături, niște relații. Și mai încă, iarăși, încă un aspect. De regulă, nu o dau ca pe un postulat absolut, dar de regulă, când un rezultat arată frumos, din punct de vedere matematic, arată frumos, e așa, nu știu cum să spun, e greu de explicat, rotund, are estetică, da? Când demonstrația lui este elegantă, e nicio îndoială că e adevărat. Adică, atunci, sigur că la noi matematică se verifică tot de către alții. Înainte de publicare nu publică nimeni o lucrare fără a fi verificată de cel puțin doi referenți. Uneori sunt și colegi care se uită. Deci, aceste condiții sunt îndeplinite, un matematician care a creat ceva nou poate fi sigur că e ceva bun și ceva și frumos în același timp și chiar și durabil. În sensul, matematică v-am spus între tot, dar durabil în sensul că mulți își vor aminti de acest rezultat pe foarte mare interval de timp și îl vor folosi. Ce rol credeți că joacă pregătirea matematică în orice alt domeniu de activitate? Așa cum am amintit puțin mai înainte, rolul este foarte mare. Eu aș zice, nu pot să spun să mă refer direct la literatură, să zicem, la romancier, dar la poezie lucrul ăsta se cam cunoaște, că sunt anumite structuri din poezie care au de-a face un pic, adică există o anumită ordine acolo, chiar și în poezia fără rimă, să zicem, există o anumită ordine, anumită cadența lucrurilor, a cuvintelor, încât e clar că are de face, nu direct cu matematica, dar cu anumit mod, să zicem, de gândire. Aici, sigur, mă gândesc la matematicianul Dan Barbilian, poetul Ion Barbu, dar sunt mulți, mulți alții. Dar chiar și la romancier, dacă vă uitați, cei care sigur, aici sunt foarte multe metode de a scrie o carte, dar e foarte clar că cei care au un anumit talent, să zicem, în a organiza lucrurile, nu trebuie neapărat să fie standard, nu în sensul ăsta că toată lumea scrie la fel, nu. Dar indiferent ce idee frumoasă de realizare a unui roman are, se simte imediat omul care gândește logic și frumos, în fond. Matematica te ajută să gândești frumos în condiții estetice, adică matematicii nu-i plac lucrurile urâte, adică, bun, se pot face și calcule urâte, nu-i nicio problemă, dar când n-ai încotro, faci și așa. Dar, până la urmă, tot mereu se caută soluții. Asta vorbesc de domenii extreme, însă în celelalte nici nu se discută. Adică când aud lucruri de genul că, știu la ASE, de exemplu, ei fac un semestru de matematică și rest, eu mă întreb,
și vă spun asta din punctul de vedere al unui matematician care înțelege matematici financiare măcar și știe ceva și, mă rog, are câteva cunoștințe sumare despre economie, nu? Și mai departe. Deci eu rămân absolut uluit, adică mă întreb totuși ce învață ei dacă fac numai un semestru de matematică. Am exemple de, să zicem, Franța, unde am fost la Universitatea de Nisa și au un program de matematici financiare unde se face exact pe dos. În anul întâi se face foarte puțină matematică, ca la noi, și se definez noțiuni esențiale, aceea de marfă, piață, preț, bani. Deci ca studenții să înțeleagă care e fenomenul, care e obiectul acestei discipline, nu? Acestui domeniu, ce vrea el și la ce e bun și care sunt relațiile între ele, structura și așa mai departe. Și puțină matematică. În anul 2, deja matematica ocupă cel puțin 50%. Cel puțin 50%. Iar în anul 3 nu se mai discute, nu mai este decât matematică 80% și 20% informatică. Noi se înțelege greșit că dacă faci informatică, trebuie să faci numai informatică. Asta e lucru fals. Ca să termin cu economiștii, o să întrebați de ce? Păi în momentul în care ai înțeles fenomenul, ca să rezolvi niște lucruri, să poți da niște soluții concrete în orice situație, nu faci nimic dacă nu știi matematică. Și metode profunde, metode adânci de matematică. Deci este o dezvoltare firească. Vă spun, eu când am văzut programa lor, a fost o vizită oficială la Universitatea de Nisa, într-o comisie care, mă rog, făcea o comparație între acestea. Mi s-a părut absolut perfect. Nu sunt specialist, repet, matematici financiare, dar știu despre ce e vorba. Și mi s-a părut perfect ce fac ei și mi s-a părut cu totul neadecvat ceea ce facem noi. Și așa mai departe. Există tendința și, din păcate, nu numai printre profesori aici, și la studenți. Dacă fac informatică, că luasem acest exemplu, ei studiază informatică, ok, nu le trebuie nimica. Bun, dacă ești un, să zicem, butonist, apeși acolo pe butoane, ok. Dacă vrei să faci niște lucruri mai interesante informatică, nu poți fără matematică, în mod evident. Și așa, ca un fapt divers. Calculatorul nu a fost inventat de ingineri, ci de matematicieni. Întâi, în principiu, sigur, după aceea inginerii au venit și l-au pus la punct, nu? Toată partea electronică, nu mai spun ce acum e o adevărată nebunie acolo de electronică, ce lucruri complicate sunt, dar e altceva, însă ca să folosești asta, mă rog, sunt două metode, ori ești operator, ca așa se cheamă, deci butonarul sau butonistul, nu știu cum să-i spun, este un operator, ok, o meserie onorabilă, dacă vrei să fii un producător în informatică și să faci lucruri serioase, fără matematică nu faci nimic. Că de altfel în orice alt domeniu. N-are niciun rost să vă spun de inginerii care lucrează în construcții cu toate, inclusiv executarea unui proiect, nu se poate face fără matematică. Nu e o matematică, zicem, foarte dezvoltată, dar totuși e matematică. Nu? Ei au și răspunderea unor construcții, poduri, clădiri și așa mai departe. Sau ceilalți ingineri, ce piese am mai avea noi dacă nu n-aș fi făcute cum trebuie. Nu? Deci evident, absolut evident, dar am început cu domeniul acela, fiindcă, după părerea mea, e clar că până și în artă, literatură, matematica are un cuvânt de spus. Aici, sigur că știți pe domnul academician, fost profesor al nostru, Solomon Marcus, care a trecut de la analiză prin informatică și apoi la lingvistică, matematică și așa mai departe. Dânsul e matematician universal care... Nu, și-a făcut cunoscute părerile că matematica este absolut în toate domeniile și subscriu la această idee. Cum s-a născut Congresul Matematicienilor Români de Pretutindeni? Bă, mă mărturisesc cinstit că inițial, nu știu. Nu știu, fiindcă nici măcar nu mă născusem. Cred că și mama mea era copil. Primul s-a ținut la Cluj în 1929, apoi după 3 ani la Turnul Severin în 1932 și apoi au mai fost două, al treilea și al patrulea, unul în 1945, așa, și în 1956. După care stop. Începând după 2000, când totuși situația economică s-a mai îmbunătățit, mai mulți colegi au fost mai mulți colegi de care, mă rog, așa, de Institut de Matematică sunt mai mulți și de la Academie, aici domnul
academician Marius Iosifescu, dar a fost și Adelina Georgescu, au mai fost și alții, eu am fost și eu unul din susținători, și a fost organizat primul, al cincilea de fapt, deci primul, mă rog să zicem, în epoca noastră, în 2003, la Pitești. La Pitești, deci Pitești e simplu, aveau niște săli foarte bine puse la punct, bine amenajate, cu bimere, cu proiectoare, cu table, deci era foarte bine acolo, un oraș mai mic, mai liniștit și, de ce să nu spunem, mai ieftin decât Bucureștiul, cam la jumătate de preț, am ieșit mult mai bine cu fondurile pe care am avut și am organizat. Inițiativa a venit din partea Institutului de Matematică, secția de matematică de la Academie a preluat ideea, ne-a ajutat și secția și împreună cu Universitatea din Pitești am organizat primul în 2003 la Pitești. Apoi am zis că ar fi păcat să rămână niște pauze de câte 30-40 de ani cât au fost, sau aproape 50 din 56 până în 2003 și ne-am străduit și în 2007 am făcut pe al șaselea, l-am organizat la București, la Universitatea din București, deci Universitatea, Institutul, un institut mare, puternic, dar noi avem un singur anfiteatru, o singură sală mare de 104 locuri și săl mai mici, mai multe, încă vreo 4-5 săl mici, dar nu, fiindcă trebuie să vă spun că dimensiunile sunt așa, la Pitești au fost în jur de 300, la 280-300, la București ceva în jur de 300-320, iar acum la Brașov, la ultimul, sunt 443. Dacă cifra este exactă, nu pot să bag mâna în foc, deși suntem matematicieni, mă rog, unii pot să nu vină, deci în jur de 440. Și în sfârșit acesta, și văd că am reușit, mai ales acum în condiții de criză, am reușit totuși să găsim sponsori care să ne ajute să putem să facem să organizăm acest congres. Deci e al treilea din epoca modernă, 2003-2007-2011. Să întrebați poate de ce congresul matematic. Bun, nu-mi dau seama, așa cum nu știu ce a vrut să fie atunci, în 29, care a fost ideea la bază, dar cred că a vrut mai mult să... Adică, cred că pe lângă... sunt două lucruri acolo, deci, de fapt, cred că ele se comune și acum. Deci, pe de o parte, au vrut să facă un fel de bilanț al unei activități de producție matematică. Pe vremea aceea, cred că cuvântul cercetare mai puțin folosit. Deci, producție matematică, deci să vadă exact ce resurse sunt și apoi să se încerce niște, să zicem, colaborări, niște dezvoltări. Deci, pentru primele, cred că au fost făcute și în sensul de progres. Bineînțeles că ele au, cele două idei sunt și acum. Deci, odată, e un fel de bilanț al realizărilor matematice și, în același timp, e un prilej pentru oameni de a schimba idei și de a lucra împreună pe anumite proiecte. Noi am fost foarte bucuroși că am putut reuni în 2003, de fapt, pentru prima, noi avem conferințe multe, dar sunt tematice, să reunim cumva, să zicem așa, diaspora matematică românească cu matematicieni din țară și, trebuie să spun aici foarte interesant, sunt și mulți străini care nu au nimic de a face cu România, dar au colaboratori din România, e clar. Și atunci, deci acum scopurile noastre sunt toți cele două, de a face un fel de bilanț, dar bilanțul ca bilanțul, sigur, ăsta îl iei și de pe internet. Sigur, e altceva, cum să vă spun, nu mă contrazic. În momentul în care tu vezi un astfel de program extraordinar, 443 de participanți și aproape 300 de conferințe în 8 secții, de care secția întâia care e foarte mare, foarte divizată încă în două secții, subsecții. E foarte mult, sigur, nimeni nu poate să vede, dar în ceea ce te privește, poți să ai câteva zile extraordinare în care să afli extrem de multe lucruri. Poți să le afli și pe internet, de acord. Bine, trebuie să ai acces la anumite revize, dar acest lucru nu e subliniat îndeajuns. Diferența între a urmări o conferință, sau diferența între rezultatele pentru persoana, o persoană care urmărește o conferință și aceeași persoană, rezultatele pe aceleași persoane care citește acel text, sunt uriași. În primul rând că vorbitorul îți reușește în cele, știu eu, 50 de minute sau 25 de minute, reușește să-ți dea ideile principale, îți dă câteva și ceva despre metode îți vorbește. Îți încadrează problema foarte bine în situația generală a domeniului. Iar când citești singur, aceste lucruri se văd, dar mult mai greu, iar diferența, vă spun, diferența între asimilarea acelor cunoștințe
este uriașă. Se merge de 3 ori mai repede până la 10-20 de ori mai repede. Ăsta e și rolul profesorului, de fapt. Orice elev, nu un elev deștept, aia cartea și citește singur. Da, dar timpul pe care consumă cu aceasta este, zic eu, cel puțin triplu față de predarea care o dă profesor și plus că s-ar putea să-i scape câteva idei. Chiar dacă el e foarte bun. Deci, transmiterea aceasta verbală a cunoștințelor nu și-a pierdut importanță, ba din potrivă, la matematică este extraordinar de importantă, fiindcă accelerează teribil. Și apoi partea a doua, aceea cu colaborarea și angajarea pe proiecte comune, pe rezolvări de probleme în comun cu unii, cu alții, este formidabil. Este până pe la 1900, nu știu, cred că numărai așa pe degete la două mâini lucrări scrise în comun de matematicien. De obicei, matematicien publica lucrarea lui singur, niciodată ce colaborare. Altul continua, îl cita pe cel de dinainte, dar nu prea lucrau împreună. Rare ori se văd lucrări înainte semnate de doi autori. Și ceva e o raritate. Acum, cele mai multe sunt cel puțin doi autori. În matematică, sunt și în alte domenii 7, 10, 15, acolo deja e mai complicat. E un colectiv întreg, sigur, e greu de împărțit munca și e altceva. Dar la matematică nu prea există așa ceva. Deci cele mai multe sunt cu doi autori, apoi unu și trei autori, cam egal și, mă rog, mai mulți autori foarte rar în matematică. De ce? De ce? Păi, în primul rând, e dat fiindcă e o competiție internațională și matematica e globalizată de mult. E o competiție internațională cine rezolvă mai repede probleme mai grele. Și dacă ești în doi, știți cum e, dar se poate demonstra matematic. Timpul nu se reduce la jumătate, da? Ci mult mai mult. E o putere a lui 2, aș putea să vă explic. Fiindcă dacă schimb câteva idei, dacă ai câțiva pași, imediat vine 2 la o putere. Și asta înseamnă enorm. Adică lucrare care altfel pentru un singur matematician ar lua poate 3 ani să o facă, se poate întâmpla să o rezolve în 4-5 luni, 2 matematicieni. E mult mai rapid. Acum, nici să lucrezi nu știu câți la un loc, că s-ar putea întâmpla să apară diverse probleme. Unul vrea o metodă, unul altul, deci apar, nu neapărat, nu certul, dar cumva divergențe de a ataca problema respectivă. Deci, ce vreau să spun, colaborarea asta este un lucru extraordinar și asta se vede în toate domeniile, nu numai matematică. Actualmente, cine face cercetare de vârf, de regulă se vede că sunt echipe. Iar la matematică, echipele nu sunt mari. Avem matematici în român care predau la marile universități ale lumii? Nu că avem. Avem 1000. 1000 de profesori universitari de matematică, fără să socotesc informatica sau alte domenii conexe. Și o să vă explic de ce știu. În 2007, la congres, au existat câteva rapoarte plenare, fiindcă am vrut să vedem așa. Unul a fost cu cercetarea, deci care e nivelul cercetării în România de atunci, în 2007, de acum 4 ani. Altul a fost cum e nivelul învățământului în România și preuniversitar și universitar de matematică, bineînțeles. Și încă două rapoarte au fost cu, să zicem așa, despre matematicienii români din străinătate, cu diaspora. Și cele două au și colaborat între ele și au strâns date. Deci chiar am date reale, nu sunt inventate. Se pare că acum datele sunt puțin aproximative, dar foarte mici erorile. Sunt circa 600 de matematicieni români care predau la universități din America și Canada. Aproape nu există universitatea americană, departamentă de matematică a universității din America și Canada care să n-aibă măcar un român. Prin asta înțeleg unul care a studiat în România și a doar doctorat acolo, sau unii chiar aveau doctorat în România și lucrează acum acolo. Se vorbea la un moment dat chiar de mafia românească din America, dar în sensul pozitiv din matematică, da? Mă rog, chiar mai precis din teoria operatorilor. Și apoi, Franța a fost un punct de atracție pentru matematicieni români încă de acum 100 și ceva de ani. Primii matematicieni români au studiat în Franța și Germania. Și în Franța sunt aproape 300 de matematicieni care sunt profesori conferențiari universitari, am socotit profesor asociat, cum ar fi, am socotit și pe ei aici în cifra asta, și de asemenea cercetători care lucrează la SNRS în cercetare. Sunt aproape cam așa, cam 300.
și vreo 100 în restul. Germania, Italia, Suedia, Anglia, Australia și în Japonia. Nu știu China. Nu bag mâna în foc, dar cred că s-ar putea să fie unul și în China. Da, din fericire și din păcate, ambele aspecte sunt adevărate. Avem matematicieni și sigur că următoarea întrebare ar fi din partea noastră, vă pun eu înainte, dar România ce-a mai rămas? Încă 1000. Deci studiat iarăși pe... am fost într-o comisie care a lucrat pentru planul, strategia națională, planul național de cercetare, PN2-ul, din 2007-2013 și am datele, circa 1000 de matematicieni în universitățile românești și institute de cercetare în țară, care au producție științifică. Și partea interesantă este că în foarte multe cazuri și din țară nivelul este la fel de ridicat, să zicem, mă rog, nu mai mare, dar măcar cât este la cei din străinătate. Nu toți, dar sunt destui matematicieni buni încă în România. Nu știu cât mai durează fenomenul.